Sistemul de sănătate? Asta lasă de dorit. Cam așa e, că oameni care sunt bolnavi, tratamentul cam rău. Care credeți că sunt problemele cu care se confruntă sănătatea? V-am spus că e lipsa de medici deocamdată. Cam asta este, da. Care credeți că este cea mai gravă problemă cu care se confruntă sănătatea? Lipsa asistenței medicale și cred că siguranța pe care ți-o dă spitalul în momentul în care ai intrat. Toată lumea e frică să se îmbolnăvească în momentul în care ajunge în spital, contractezi tot felul de boli și asta cred că este problema numărul 1. Cum credeți că s-ar putea rezolva aceste probleme? Cred că o altă concepție despre cum putem ajuta oamenii ca să trăiască din ce în ce mai bine și ca să avem un alt standard de viață. Igiena și personalul. Personalul, da. Asta e. Și oamenii care nu sunt destul de specializați pentru așa ceva. Cum credeți că s-ar putea rezolva aceste probleme? Prin multă practică, nu știu, să fac copiii care încearcă să dea la medicină sau așa, să fac multă practică și după să văd dacă le place, să văd dacă sunt făcuți pentru așa ceva. Că nu nimeni e făcut pentru așa ceva. Adică, da, sunt, da, mai puțini cazuri. Așa la sistemul de sănătate și acolo sunt probleme. Nu vedeți că au început cu cardurile și nu merge aparatura asta, informatică, ce este? Sistemul ăsta de informatică merge prost, încurcă lumea. Programare la un doctor durează o lună, te duci să-ți dai în loc pe săptămână, două, duci peste o lună, poți să mori, că n-ai nicio... Am pățit caz și eu, cu soția, trebuia să meargă să facă o rază și o programată peste o lună. Putea să moară la 2-3 zile, vă dați seama. În loc să doar bani plătim la casa de sănătate. Nu știu, nu înțeleg de ce nu, când s-a dus omul de la medicul de familie cu un document, să facă ceva, îi întârzi. Nu-i corect. Odată ce plătim, trebuie să avem și dreptul, dar la noi nu prea se ține cont de așa ceva. Cum credeți că s-ar putea rezolva aceste probleme? Cam greu, să știți, e greu. E greu că îți pedici și nu se poate.